venit în trup adeverește Duhul Sfânt. Ascultă poporul la glasul celui preanalt, care are ochii ca para focului. Iată ce vorbește Iisus Hristos, Domnul. Veghează în vremea aceasta să nu te prindă somnul. Rămâi ancorat, aleluia, Ava, și ține strâns de cel preanalt, căci în felul acesta vei și mai mult ca biruitor. Dacă ai pus mâinile pe coarnele plugului, trage brazda dreaptă, pentru că la urmă te așteaptă, iată, bucuria veșnică. Nu te uita înapoi nici de cum, nu te uita, nu te uita, strigă Duhul Sfânt, privirea sus, căci iată și în clipa aceasta vreau să las o ungere de putere. Deschide-ți inima, căci unde lemnul proaspăt curge în vasul celui sfințit, în vasul celui curățit, în vasul celui care este pe deplin dedicat mie, strigă Duhul Sfânt. Iată, aleluia, Ava, va trebui ca pe unii, strigă Duhul Sfânt, să-i îmbrac cu putere, aleluia, Ava, diferită, pentru că, iată, aleluia, Ava, planul meu este scris ca să-i trec ca martiri, strigă Duhul Sfânt. Și iată, pentru aceasta eu, Domnul, fac pregătirea în dreptul lor. De aceea fiecare să se lupte cu duhurile de frică, cu duhurile de groază. Și iată sângele meu să strige, aleluia, Ava, neîncetat, căci iată sângele meu, iată, aleluia, Ava, are putere să vă dea biruință. Eu, Domnul, vă voi prea umbri cu puterea mea. De aceea să nu lăsați frica și să nu lăsați groaza. Iată, deschideți-vă urechile numai la sunetul trâmbiței care vine din partea celui preanalt. Pentru că în vremea aceasta, strigă Duhul Sfânt, multe învățături și erezii nimicitoare sunt în poporul meu. De aceea, iată, cel mai curat și cel mai sfânt izvor este Biblia. Adapă-te din ea, hrănește-te din ea și prinde putere, căci iată se apropie focul încercării. De aceea, ferice de cel ce stă în pragul așteptării, cu rugăciuni ferbinți, cu jertfe la altar, căci iată acela va fi, aleluia, Ava, întărit și sprijinit în vremea încercării. Amin, strigă Duhul Sfânt.